Am avut o discuție cu membrii din noastră, chiar vreau să felicit grupul de inițiativă care a reușit să înființeze această Asociație Județeană de Sport Columbovil Dâmbovița. Este una dintre cele mai puternice și cel mai puternic proiect care puteați să-l demarați aici în Dâmbovița, pentru că s-au înființat atât cluburi sportive cu CIS, cât și o asociație județeană în cadrul federației, care va controla și coordona sportul la nivelul județului Dâmbovița. Aceasta va fi alta, nu mai poate fi înființată decât asta. Și am avut o discuție cu colegul dumneavoastră, cu Gabi, cu președintele Asociației Județene, domnul doctor. Am avut o discuție și cu domnul Marian și am stabilit că de acum încolo dorim să și dânsii împreună cu noi vrem să facem sport. Sportul înseamnă să fim echitabili. Dom'le, toată lumea vrea să câștige, toată lumea vrea. Dar în Columbofile trebuie să fim toți egali, da? Indiferent că am putere financiară, să nu am putere financiară, când participăm la concursuri, consider că trebuie să fim toți egali, da? Bun, dacă vrem să fim toți egali, atunci trebuie să stabilim foarte bine niște zone în care să putem să jucăm echitabil. Nu pot să vă bag pe dumneavoastră sau dumneavoastră să intrați în zonă cu anumiți columbofili unde să câștigați numai dumneavoastră și băieții aia care decât pliantele toată vara, sau invers, dumneavoastră să intrați, să cărați pliantele și altele să alții să câștige. Ar trebui să stabilim zonele foarte clar, niște zone echitabile, zone în care să jucați și să îndepliniți și să respectați RNS-ul, dar să fie echitabil pentru toată lumea. Cam asta este ce ne dorim toți la FRSC. Cred că și pentru asta s-a înființat această Asociație Județeană de Sport Columbofil Dâmbovița, pentru a face sport columbofil în acest județ, pentru a desfășura competiții sportive în acest județ. Eu cred că împreună cu conducerea dumneavoastră o să mergem mai departe. Cred că o să atragem mai mulți columbofili în Dâmbovița la Asociația Județeană de Sport Columbofil. Lumea la început a fost reticentă vis-a-vis de Federația Română de Sport Columbofil, dar eu pot să vă spun că este singura din România recunoscută de Ministerul Tineretului și Sportului care poate desfășura aceste competiții sportive. Restul sunt ONG-uri care niciodată nu o să putem noi să interzicem cuiva să joace fotbal în curtea școlii, cam ceva de genul ăsta. Dar campionul național al României, campionii naționali al României la toate categoriile sunt stabiliți de Federația Română de Sport Columbofil în funcție de respectarea RNS-ului și de îndeplinirea condițiilor. Nu poate fi recunoscut la nivel național și la nivel internațional un alt câștigător decât cel care îl stabilește Federația Română de Sport Columbofil. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți mai bine și la gimnastică. Campioana României la gimnastică la un moment dat a fost Nadia Comăneci. Nu poate să vină să spună unul care făcea gimnastică în curtea școlii, campionul la gimnastică este Mihaela nu știu cum, că a jucat. Nu! Campionul la gimnastică îl stabilește Federația Română, Federația de Profil de Gimnastică. Cam ceva de genul ăsta este și la Porumbei. Același lucru se întâmplă și la Porumbei. Campionul național al României îl stabilește Federația Română de Sport Columbofil. Nu un ONG, nu altcineva. Iar România, împreună cu mai mulți membri din conducere, nu știu dacă știți dumneavoastră sau nu știți, am făcut o deplasare la Budapesta, la FCI, unde am cerut afilierea României în mod oficial pentru a reprezenta la nivel internațional România prin Federația Română de Sport Columbofil. Aceste demersuri s-au făcut, s-au depus niște cereri, chiar am primit și un răspuns oficial zilele astea, cred că mâine o să revin cu răspunsul acesta oficial, în care FCI-ul a luat cunoștință de depunerea cererilor noastre și chiar a stabilit o comisie care să valideze documentele și să continuăm în continuare și să continuăm demersurile pentru afilierea acestei federații la forumurile internaționale. Chiar dacă cineva dorește să-mi pună întrebări, dacă cineva are anumite nelămuriri, sunt aici, de-aia am venit între dumneavoastră, ca să pot să vă aduc la cunoștință și să vă lămuresc cu anumite chestiuni pe care poate unii dintre dumneavoastră nu le stăpâniți sau chiar doriți să aflați și altceva nou.
Președintele acestei asociații județene de sport colmobilul Dâmbovița. Am înființat-o alături de încă alte două cluburi, fiind membru al clubului Picior de Munte, alături de președintele nostru, domnul Bebe Stoica, așa, cu domnul Miu aici, Gheorghe de la Cornești, și cu domnul Mihai Gabriel, sufletul acestei acțiuni, da, de la Petrești. Am încercat și ne-am străduit, așa, în anul acesta, să înființăm această asociație. N-a fost nici greu, nici ușor. Pot să spun că noi încercăm, prin acțiunea noastră, încercăm să oferim celor care vor să zboare și să facă, într-adevăr, sport columbofil, le oferim o alternativă la ce avem acum în piață. O alternativă viabilă, la care eu cred, părerea mea, cred că va fi unica alternativă pentru a zbura și a dezvolta acest sport. Și cum spun alții și încearcă alții să facă, să creeze un porumbel de calitate. Ei, ca să creezi un porumbel de calitate, ai nevoie de un suport, o bază solidă. Nu poți să zbori, dar hai să zburăm, ne strângem 20, l-am făcut pe Grigore președinte de club. Nu, nu se poate așa. Noi ne ocupăm de sport. De sport. Crearea porumbelului de calitate. Doar prin sport se face. Bunătățirea rațelor. Să-l pun colegii noștri de la ONG. Nu știu. Ia asta e statut. Ne faceți bine. Este că noi ne dorim să zburăm, cum a spus și domnul președinte, să zburăm corect, da? Toți avem o șansă. Și uite, legat de problema aceasta, aș dori să-i adresez o întrebare eu domnului președinte, ca să lămurească colegii aici de față și să se transmită mai departe. Cum vedeți dumneavoastră și cum organizăm noi la FRSC zborurile ca să fie echitabile pentru toți crescătorii? Practic, noi nu ne adresăm unei zone din județ. Noi ne adresăm, împărțim județul pe mai multe zone, nu? Da, este foarte important ca membrii dumneavoastră să citească foarte bine regulamentul național sportiv al federației, pentru că am încercat acolo să stabilim niște norme clare în care să ajutăm columbofilii. Vă dau un exemplu, la categoria viteză, la FRSC, se poate juca două câte două cluburi cele mai apropiate, adică nu există lansare, că știți foarte bine și dumneavoastră și am avut o discuție mai devreme, că lansarea va dezavantaja pe cineva dacă zona este foarte întinsă. La etapele de viteză, acolo unde porumbeii vin foarte repede și clasamentul se încheie imediat, am stabilit că două câte două cluburi, unde nu există, există și al treilea club și nu se poate, vor fi trei cluburi, este maxim trei cluburi, care se pot asocia și stabili clasamentul la viteză. Asta încercăm, că împreună cu dumneavoastră, împreună cu asociațiile județene, mai sunt înființate și în Prahova, asociații județene și în Brașov, încet, încet am început să creștem, încercăm la ședințe pe care o să le facem împreună cu tehnicii să stabilim ce este cel mai corect pentru desfășurarea competițiilor sportive. Nu mai vrem să devenim și să creăm campioni, falși campioni, în care v-am spus să luați un anumit numeric de porumbei care, din punctul meu de vedere, nu este echitabil și atunci să încercați să generați puncte cât mai mici dintr-un numeric cât mai mare. Eu vă spun sincer că toată păcăleala în columbofilie este distanța porumbelului. Acolo toată lumea. Dacă te fură cineva la distanță, atunci deja ai o problemă. Da? Pentru că viteza este stabilită în funcție spațiu supra-timp. Este formula vitezei și în funcție de de spațiul dumneavoastră și de timpul pe care îl face porumbelul, atunci se stabilește și viteza. Eu zic că pe viitor o să organizăm ședințe mai mari împreună cu toți tehnicii sportivi pentru a crea o corectitudine mai mare în sportul columbofil din România. Asta încercăm, de-aia am și creat această federație. Într-adevăr, am fost mai mici, nu am nimic cu colegii de la ONG-uri, nu mă interesează chestia asta. Am spus într-un interviu pe la domnul Alexandru că voi lupta până la sfârșit ca această federație să ajungă acolo unde este locul, adică o federație națională, că așa este și normal. Asta este cursul de drept al Federației Române de Sport Columbofil. Iar aici, împreună cu dumneavoastră, împreună cu toți colegii din țară, împreună cu toți tehnicii, vom stabili ce este mai corect în acest sport să facem competițiile, da? Poate unul dintre dumneavoastră o să vină pe viitor cu o idee mai bună, o să o luăm în calcul, o să luăm toate propunerile, dar trebuie să ținem cont că aici sunt competiții sportive care întotdeauna trebuie să fie o echitabilitate între toți concurenții. Da, apropo de această propunere, eu aș veni cu o problemă, nu știu dacă eu sunt mai
și sunt cum eu sunt un debutant bătrân în sportul ăsta. Eu vă spun sincer, sunt în al doilea an de care zbor porumbeii cu ceas. Am din copilărie am crescut porumbeii, în toți am crescut și acum zbor și cu ceas. Eu aș veni cu o propunere, cred eu că eficientă, că județul Dâmbovița, după cum știți, este poziționat cumva nord-sud pe lungime, da? Eu aș propune ca aceste cluburi pe viitor să participe la competițiile de viteză, așa cum am spus, să participe la modul că împărțim zona pe 10 km pătrați și zona respectivă zboară viteza, viteza de mi-fondul. Nu poți să zbori, uite cum zborăm acum noi, el e la Petrești, eu sunt la Dragomirești. Între mine și el sunt vreo aerieni, vreo, nu știu, 15-20 km. Sau între mine și domnul Drăgan, da? Dau un exemplu. Între mine și dânsul sunt vreo 30 de km. Pe eu la viteză niciodată nu o să pot să bat porumbelul dânsului, pentru că cu toate că porumbelul meu intră cu 10 minute mai devreme decât al dânsului, eu tot pierd, pentru că la... Din punct de vedere geografic, da, este... Dar de ce nu plecați, de ce nu plecați de la prevederile FCI, unde vrem să atingem, care stipulează foarte clar cum se pot întocmi clasamentele și care sunt clasamentele viabile. Deci primul clasament este clasamentul pe club. Da. Cu virgulă condiția să îndeplinești numărul de membri, numărul de porumbei, distanța pentru categoria respectivă. Da. Cumulat să... Păi nu, că asta vom face. Păi faceți dumneavoastră, dar de ce țineți dumneavoastră neapărat să faceți protocol cu un club al nostru aflat la 30 de km de distanță? Păi nu, dumneavoastră, faceți-vă clasamentul pe club. Asta vă spune asta. N-am înțeles asta, am înțeles. Așa am zburat. Eu am înțeles că dumneavoastră puneți problema și aveți un membru aici și un membru la alt club sau al dumneavoastră? Nu. Deci alt club. Păi ce a venit protocol cu alt club? Ca să puteți juși pe ăla? Eu vorbesc de clubul Dumitale. Clubul Dumitale se află în Petrești, ai 15-20 de membri, 250 de porumbei etapă de etapă, vă un porumbel care să aibă punctajul cel mai mic la nivel de județ și ești campion. Eu, da, îmi cer scuze că intervin, domnul Marian a dânsul. Așa am înțeles. Exact ce se reflectă și în dorința noastră de a juca cât mai corect. Eu am mers pe premisa că Federația Română de Sport Polumbofil va avea o dezvoltare ascendentă. Atunci o să apară foarte multe cluburi mai apropiate. Este într-adevăr corect ce spuneți dumneavoastră, că niciodată nu o să puteți să jucați cu partenerii de acolo. Dar până la apariția acestora trebuie să găsim niște soluții și soluțiile le găsiți dumneavoastră la nivelul județului, ca președinte, împreună cu domnul Gabriel, o să stabiliți foarte clar cum ați putea și dacă ați putea juca, pentru că federația nu vă impune. Adică, dumneavoastră aveți la categoria viteză, puteți să vă luați numai după club toate cele 5 etape, în protocolul dintre două cluburi cele mai apropiate, dar dacă dumneavoastră considerați ca președintele unui club, dau un exemplu, că nu sunteți într-o echitabilitate cu cel mai apropiat club, nu este neapărat să faceți protocol. Veți juca cu numericul pe care îl aveți dumneavoastră pe clubul respectiv și veți intra în campionatul național cu punctele alea. Domnul Dinu a avut să vă spună că am avut situația chiar de la domnul Miu de la Cornești, în care dânsul, un crescător de la dânsul, a jucat cu clasament numai pe club și a ieșit locul 1 în campionatul național, pentru că a avut vreo 3 locuri de 1 și un loc cu 7 și un loc cu 9. Da. Și am deprimit condiții. Nu v-ați întrebat de ce am făcut numericul de punct. Nu v-am întrebat. Noi am zburat acolo unde am putut zbura. În momentul în care noi ne-am organizat și ne-am și organizat. Asta a fost și ideea. Da, nu să clarificăm lucrurile. Nu e bine. Nu cred că este cazul să-i mărăm. Păi eu dacă sunt la Giurgiu și am un singur club, FRSC, eu cu cine joc? Joc cu Petreștiu, care e cel mai apropiat club. Jucați cu Giurgiu. Păi vedeți. Da. La maraton, domnul. Lasă, aia nu-i, acolo nu discutăm. Deci asta am vrut să vă spun, că dumneavoastră puteți stabili un clasament și pe un club, da, dacă considerați că zona clubului e foarte depărtat, la 20-30 de km. Normal că nu puteți să jucați viteză cu ăla, că o să jucați, dar dumneavoastră să-i dați decât numericul, este foarte clar, da? Iar federația a lăsat, domne, vrei să joci, poți să joci și un club, vii cu toate 5 etapele de la club, să îndeplinești norma. Norma spune 10 crescători, 10 ceasuri și 100 de porumbei. Da? Nu este o grilă foarte, foarte mare pentru a putea îndeplini aceste condiții. Tocmai de asta am și făcut-o, pentru că FRSC-ul este în creștere și am zis, domne, să putem să lăsăm această grilă
mai mică cu 10 crescători, 10 ceasuri, ca acolo unde se poate constitui un club să se poată înființa. Ori un club, ori o sucursală. Asta e o oportunitate pentru noi. O oportunitate pentru dumneavoastră. Da, da. Pentru toată lumea care participă în acest campionatul PRSC. 100 de porumbea. Problema, toată problema. Aici știți că toate condițiile astea le îndeplinim foarte ușor. Problema este când mergem să vedem cum ducem porumbei la distanța acolo și când ne costă. Aici e singura problemă. De-aia face și protocol. Aceasta de 10 crescători și 100 de porumbei am stabilit-o pentru că știți foarte bine că sunteți participanți la competiții, că la ultimele etape este mai greu acolo să aduci toți crescătorii. Și așa 10 crescători și 10 ceasuri și 100 de porumbei se desfășoară concursul. De aceea am făcut și pasul ăsta. Deci pasul ăsta l-am făcut înainte de toate să mă prezint. Sunt Mihai Gabriel, președintele Asociației Club Sportiv Colombofil Petrești și vicepreședinte al Asociației Județene de Sport Colombofil Dâmbovița. Am făcut acest pas la această federație, în primul rând, pentru că ne dă oportunitatea și șansa de a juca echitabil. De ce? Pentru că, exact cum a spus și domnul președinte, Stan, și domnul președinte al Asociației, nu pot să zbor pe o distanță la o categorie de 40-50 de kilometri la viteză. Fiind cu viteze mari porumbei și nu au nicio șansă. Una la mână. Al doilea aspect. Am avut și înțelegere din partea federației. Întrucât ajutor și înțelegere din partea federației. De ce? Pentru că în momentul când am luat legătura cu domnul președinte Stan, primul telefon și prima aia, da, mă numesc așa, vreau să vin și eu la dumneavoastră. Răspunsul domnului președinte Stan a fost următorul. Păi nu poți să vii la mine. A rămas. Nu era ca la celelalte. Veniți-o la noi că e bine și e lapte și miere. Nu. Și m-a luat cu pași. Cum vă numiți, cum are, ce vreți. Sunt președinte de club, vreau să vin, vreau să fac școală. Stați așa prin domnul. Trebuie să vă întreb cum vă numiți. Păi numiți mie Gabriel. Nu. Pe plan Columbofil. Păi sunt președinte de club și școală. Nu. Îmi trebuie să iei următoarele. Trebuie să faci actul. Trebuie să devii, să-ți faci asociație, să te duci la tribunal, să iei caziere, să faci, să fii din punct de vedere statutar și legal, în regulă, ca să poți să fii, să te afiliezi în cadrul unei federații. Adică nu pot fi, da, nicio problemă, dar trebuie să ia. Aici, dânsul este Federația Română de Sport Colombofil, ca celelalte federații. Nu, jucăm, ne-am făcut un club, ne-am asociat și hai să mergem să jucăm porumbei. Da, ideea este foarte simplă. Atunci când ai documente și ai o bază legală, lucrurile pot fi transparente. Și atunci poți să ceri unui crescător, băi, ori porumbei corect, pentru că... Când ai acte, ai dreptul și obligații. Corect. Totdeauna, nu, prima oară ai obligații, după aia ai drepturi. Obligații față de ceilalți cu care zbori. Nu vii și spui mie că schimbi etapa acum, sâmbătă seara ne-am întâlnit și bă, vedeți că duminică nu mai... Dar nu poți să duci porumbei la mișto, da, după două etape să înjumătățești porumbei. La etapa a șaptea ajungi să zbori, din tot numericul, să zbori un sfert în porumbei. Ce ai făcut? Uitați-vă ce e în București. Să fii responsabil. Dar știu că eu nu lucrez în București și știu. Vedeți ce e acolo. Dacă îmi permiteți, l-am ascultat și pe domnul vicepreședinte, l-am ascultat și pe domnul președinte. Vreau să le mulțumesc, în primul rând, că a avut încredere și a vrut să plece la un drum nou, la un proiect foarte ambițios. Am spus-o și mă repet, Asociația Județeană de Sport Colombofil Dâmbovița nu este un proiect ușor, este un proiect foarte ambițios. A pus bazele legale pentru o asociație care va dăinui foarte mult timp acum acolo. Și eu am spus, primele mele amendamente au fost așa. Dacă la dumneavoastră va fi seriozitate și conducerea va da dovadă de seriozitate, membrii vor crește instantaneu, iar lucrurile vor merge ca la carte, da? Pentru că atunci când este seriozitate, începând de la conducere, se vor stabili corect care e planul de zbor. Va fi discuție cu transportatorii, veți stabili foarte clar ce porumbei aveți pentru transport, câți porumbei să aveți pe boxe, ce delegați. Toate lucrurile acestea trebuie să plece de la dumneavoastră, nu de la federație. Federația nu urmărește decât respectarea RNS-ului și simpla cotizație pe care, și atribuții pe care le aveți față de această federație. Știți foarte bine că la noi, la federație, la expozițiile naționale, vreau să vă spun că Federația Română de Sport Colombofil nu a cerut niciun leu la crescători. Puteți să vă expuneți porumbei în expoziție fără să-i plătiți.
pentru că am zis că acei crescători care participă cu porumbei în expoziție, la un moment dat, vă dau un exemplu, un crescător avea 10 porumbei. Zicea, domnule, nu pot să bag decât 3, că nu permite, nu permit financiar. Și atunci am zis, nu, domnule, îți dau voie să-i bagi fără să plătești nimic, da? Dar să bagi și să anunți federația, bineînțeles, se poate pierde, ți-a dispărut, l-ai vândut. Anunți, domnule, din ăștia 10, eu mai am 7, dar trebuie să-i bagi pe ăia 7, pentru că e gratuitate. Mai mult decât atât, aveți și intrarea gratuită la, da, membru al FRSC, aveți intrarea gratuită la expoziție. Păi, dacă ai intrarea gratuită la expoziție, porumbeii nu-i plătești, nu înțeleg ce te ține să nu vii. Atunci, da, trebuie să iei o sancțiune. Bă, nu vii nici cu porumbeii, nu intri nici gratuit. Atunci și federația de astea niște măsuri. Ai jucat degeaba. Da? Pentru că de asta vrem să facem o expoziție națională, la sfârșit să vedem care sunt porumbeii expuși cei mai bine, cei mai buni. Deci asta vreau să vă spun, că sunt mai multe facilități. De exemplu, persoanele pentru peste 70 de ani are cotizația gratuită, nu plătește niciun leu. Pensionarii plătesc jumate și elevii, da? Adică, închipuiți-vă, că sunt foarte mulți pensionari în cadrul competițiilor. Noi tocmai de asta vrem să atragem și vreau să îi spun domnului vicepreședinte, cât și domnului președinte la Asociației Județene, că acolo unde sunt copii care vin de la școală, de la așa, să-i primim gratuit, da? Să dea un mail către federație să spună, domnule, avem doi copii, nu mai cereți, că știți foarte bine că și dumneavoastră ați început sportul cu lumbofil, când vă rugați de mama și de tata să vă dea și zicea, vreau, du-te cu porumbei de aici. Deci copiii mai mici ar trebui să-i primim așa, să-i ajutăm cu perete de pui, nu știu ce, pentru că tocmai asta vrem să facem, să dezvoltăm sportul. Aș vrea să intrăm un pic și pe la școli, pentru că ați văzut, acum porumbei sunt, copiii sunt foarte atrași de porumbei, iar copiii la momentul de față, în afară de telefonie...